Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Argeș a acordat creatorilor locali premiile de excelență pentru activitatea desfășurată în 2010. Festivitatea s-a desfășurat la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu în prezența oamenilor de cultură din Argeș. Au fost prezenți la eveniment și reprezentanții Ministerului Culturii. Nominalizările pentru fiecare premiu au fost făcute de către instituții și organizații de specialitate. Anul acesta laureații au fost scriitorul Marin Ioniță, pictorul Daniel Preduț, violonistul Virgilio Ordache, actorul Jean Roxin și bibliotecarul Ioan Toader. Cred că un motiv serios care a făcut ca eu să primesc acest premiu printre alți scriitori care merită, fără îndoială, poate și mai mult decât mine, a fost acela că ei au zis decidenții, mai au timp în anii viitori să primească. Să vă spun că și eu voi avea răbdare ca după ce primesc ei toți câte un premiu să-mi primesc și eu pe al doilea. Foarte multe lucruri nu vă pot spune verbal. Cred că cel mai bine ar fi să veniți să vizionați expozițiile pe care vi le ofer la Metopa și în alte galerii. Ce pot să spun și cred că mă poate reprezenta pe mine este că pot să fac o analogie. Cumva ceea ce fac eu în studioul meu seamănă un pic cu ceea ce face un călugăr psihastru undeva într-o peșteră, singuratic, la munte, încercând să intre într-o relație cu Dumnezeu. Cuvintele le găsesc foarte greu pentru că eu ca muzician mă exprim foarte mai bine cu muzica, nu? Bineînțeles. Și aș vrea prin această cale să mulțumesc celor care au avut încredere în mine, au, și sper să nu dezamăgesc la rândul lor. Știu că acest premiu este ușor, ca o hârtie, dar este atât de greu, pentru că știu că de aici înainte drumul meu va fi unul foarte greu. Va trebui să demonstrez, datorită și vârstei pe care o am, că într-adevăr merit acest premiu. Fără teatru nu pot să respir și ca dovadă că în momentul în care am ieșit la pensie, am căzut așa, adică nu mai eram eu, nu mă mai regăseam. Am trăit foarte bine 36 de ani în teatru, dar încetul cu încetul pasiunea s-a transformat în tandrețe. Tandrețea în înțelegere, înțelegerea în duioșie, iar duioșia în obișnuință. Iar când intervine obișnuința, ajungi și la pensie. Iar pensia nu înseamnă nimic. Aveam o părere bună despre carte, o părere mai modestă despre bibliotecari. Trăiam cu concepția că un bibliotecar este cel care mânuiește cartea, o ia, pune pe raft, o dă copiilor. Și am ajuns ca de 20 și ceva de ani să păstoresc cea mai veche bibliotecă rurală din țară atestată, Biblioteca din Domnești. Marcel Proca, directorul editurii Tiparg, a primit diploma de excelență pentru management cultural în 2010. Pe lângă diplome și felicitări, premiile au avut și o valoare materială de câte 500 de lei.